Data de 8 iulie 2024, albina aduce polen de la floarea soarelui și aduce și nectar, colege foarte bine dacă ai scăpat de mortalitate, să zicem așa, cu toate că mai e câte una pe jos. Atunci s-ar putea să culegi și ceva nectar. Deci lucrează așa vreo 2-3 ore dimineața, după care se mai liniștesc, dar acum dimineața este la putere culesul. Și ce fac eu în perioada culesului, o să vedeți imediat, adică tot anul am lăsat miere în stup pentru albine, ca să nu aibă probleme cu mâncarea, deci să nu trebuiască dat sirop sau turpe. Și atunci, în perioada culesului, eu să văd ce am de făcut. Să vedem ce avem de făcut, cum e cuibul. Cum arată o colonie de albine la ora asta, prin cules. Așa. I-am să vă arăt. Deci începem să verificăm un pic cuibul și totul, să vedem care e situația. Iată ce de albinave. Foarte, foarte frumos. Am luat concluzia anul ăsta, încă n-am dat uleiuri esențiale până acum. Am luat concluzia că virușii proveniți de la varoa țin colonia pe loc. Ai varoa și într-o cantitate mică e o problemă. Bine, deci albina acum este în plin lucru, lucrează. Pe mine mă interesează ceva rame, căpăcită, cu mier. Haideți să vi le arăt. Iată. Deci aceste rame vor fi date la o parte, le scot afară din stup. Înainte de a le scoate, le dau la o parte. Să văd câtă miere are în total și care rame vor fi date la o parte. Deci aceste rame au fost ținute în cuiburi pentru a asigura hrana albinei. Astea sunt rame bune de extras. Au stat mult timp în stup, nu este miere de la floarea soarelui. Mierea de la floarea soarelui acum intră. Și în funcție de ce cantități de miere are, eu decid ce miere scot din stup. Fiind pe staționar, nu este o abundență foarte mare de miere. Dar este, iată, avem miere. Miere căpăcită. Bun, deci astea trei rame ar merge date afară din stup, adică scoate miere. Acum verific un pic cuibul. Eu știu că în luna iulie reginele au un aport de a depune pontă mai mare. Iau un clește și urmăresc cuibul. Urmăresc cuibul un pic. Să văd care e cantitatea de puiet. Contează mult să ai și puiet la ora asta și fiind în cules să aibă loc de depozitat.
Deci asta este o ramă de depozitare. Să vă arăt. Deci aici vine nectarul proaspăt, care ar trebui să vină, dar încă mai e loc. Acum a început să facă coroniță. Punem rama aceasta deoparte. Dăm un pic cu fum. Nu le convine lor că le deranjez așa de vreme. E dimineață, e de vreme. Nu pot lucra pe temperaturi înalte, așa că... Mă apuc de dimineață să termin ce am de făcut astăzi. Deci această ramă, ați văzut, este mai mult goală, fiindcă albina depune mierea în părți. Ia să vedem. Nu știu care e structura coloniei, trebuie verificat. Da, aceasta e rama cu miere care vine acum din exterior. Are și un pic căpăcit și pune aici mierea. Așa arată ea. Bun. Asta rămâne în stup. Dacă consider că mierea este destul de puțină deocamdată, n-am să scot toate trei acele rame, scot doar două. Mergem mai departe. Trebuie verificat cuibul neapărat. Vedeți, este o cantitate frumoasă de albină în sub, dar dacă acum se oprește, se va bloca acest puiet, va fi o problemă. Tocmai de aceea lucrez în perioada culesului, să văd care e cantitatea de blocaj. Aici arată bine. Deci mă interesează mai mult puietul decât mierea. La culesurile mari, albina are tendința de a bloca cuiburile. Asta face, deci vine și bagă, să zic așa, bagă nectarul direct între puiet. Iată ce ziceam în filmele trecute, că în luna iulie matca accelerează un pic puietul și nectarul este băgat imediat în locul la puiet. Asta este un fenomen natural în această perioadă și nu prea ai mare lucru ce să-i faci, doar să vii cu rame goale. Deci avem puiet, e puiet foarte frumos pentru luna iulie. N-ai voie să n-ai puiet în luna asta. Contează mult acest aspect. Să ai puiet și mai ales căpăcit. Iată. Deci măcile au apăsat pe accelerație foarte bine, fiindcă acest puiet eclozează în 10 zile și atunci se va evita
blocajul acesta de cules. Mie mă interesează să dau la o parte niște rame goale, rame care n-au treabă cu cuibul, așa că sar două rame. Și știu că aici în capăt el depozitează. Cuibul îl restringe într-o parte sau în cealaltă. Am strâns, așa, și acum să vedem această ramă. Cuietul compact, frumos. Să văd dacă a ajuns cu cuietul până aici. S-ar putea să fie doar miere. Ba nu, matca a depus ouă. Iată, într-o ramă albă. Are miere de floarea soarelui de data aceasta. Uite ce frumos se poate separa mierea de cuib. Dar ăsta încă aparține de cuib, această ramă. Așa. Văzând lanurile de floarea soarelui, durează un pic. Deci o ramă mai goală. Am avut grijă mai de dinainte să-i las rame mai goale și sunt foarte importante în această perioadă. Bun, deci îmi trebuie loc pentru două rame. Atâta o să-i scot, îi mai las o ramă cu miere. Nu știu exact ce cules va veni. Văd acum rame ce este, dar ce va veni nu știu. Și atunci las rame cu miere și mai pun doar două rame mai goale, fiindcă oricum are destul spațiu. Deci iată aici ramă cu miere cu un pic de puiet. Asta rămâne. Deci și păstură rămâne în stup. Deci câtă miere pot eu să scot de la această colonie? Nu foarte multă. Două rame. Pentru mine, pe staționar, e perfect. E perfect. Acum va primi și tratamentul cu formic, va primi și un pic de turtă proteică. Făcut acasă, cu miere, frumos. Acea turtă proteică e foarte importantă în creșterea albinei. Deci iată această miere, o dau la o parte. Mă duc, lipseze câteva secunde. Așa. Și acum aducem o astfel de ramă chiar lângă cuib. Este o ramă dată la centrifugă și o introduc în cuib. Dacă trebuia să o curăț un pic. Deci îi las miere suficientă, indiferent de cules.
și vin cu rame goale. Deci asta e strategia mea pe staționar. Nu sunt constrâns de diferite, să zic așa, soiuri de miere, să fie de un neam, să fie de alt neam, nu. Aici am polifloră, a stat în stup, are o aromă foarte bună, stând în ramă mult, ia gustul acela specific de stup, nu se compară cu mierea de pastoral. Eu consider mierea de pastoral miere brută, iar mierea de staționar este ceva impecabil, adică foarte bun. E gustul acela de miere din bătrâni. La pastoral, în 5-6 zile de la scoaterea din floare, o bag în borcane. Cărțile apicole nu știau de culesuri mai multe, dar care e problema cu aceste culesuri mai multe? Se recomanda, chiar dacă sunt 4 culesuri, să fie doar 2 culesuri. Albina utilizată doar în 2 culesuri. Nu o să fie exploatată la toate culesurile. Apicultura comercială face acest lucru. Bun. Dar pe staționar, eu personal îmi permit să țin mierea cât vreau. Cât vreau și perioada asta când e cules, pot să scot rame fără probleme, să introduc rame date la centrifugă fără nicio problemă. Iată încă o ramă. Așa. Și aduc o ramă goală. Aceste rame maronii sunt perfecte, cu toate că nu garantează că va fi depus miere în ele, sau nu miere, puiet. Într-un cules nu prea se pune miere, adică se pune miere, nu puiet. Da. Bun, deci cam asta e cu mierea. Așa văd eu lucrurile, de aceea și îngrijesc albine, că doar e mai ieftin să cumperi un borcan cu miere decât să îngrijești o colonie de albine. Tratamentele, dacă ar fi să le iei din magazin, pe toate, adică chiar calculam că pentru 50 de colonii, fără 2000 de lei n-ai ce căuta cu tratamentele și nu ai nicio garanție că sunt bune. Deci colonia n-a rămas fără miere, nu las albinele fără miere nici când extrag mierea. Eu, e riscul tău. Bun, deci colonia rămâne pe aceeași configurație. Îi las aici o ramă plină cu miere căpăcită. Este acest avantaj psihologic al albinei, adică stai mă să am și eu în cămară și elea două rame care le-am luat eu cu miere este mierea mea. Și acum ce fac? Pot să le dau un pic de formic, dăm un pic de tratament.
dau un pic de formic. ml, am văzut că scurați, arată bine colonia, puietul e foarte frumos. Din ce am văzut eu pe internet, stau foarte bine. Și acum le dau un pic de proteină. Acum le dau tută proteică cu stimulator pentru pompă. Așa. A venit cocoșul să-mi cânte chiar lângă mine. Deci punem 50-100 de grame de proteine, îi pun în prima instanță, nu-i trebuie foarte mult. Deci asta este toată proteina care o primește. Nu-i trebuie mult. Acolo un pic. Bine, cam asta este. Cam asta este, o să închid că a venit cu curigul chiar aici. Bun, deci un pic de proteină, un pic de formic, am scos și eu două rame cu miere. Îs mulțumit pentru staționar la cât investesc eu în ele. E foarte bine. Până data viitoare, numai bine!